Familia Starnet se extinde și devine tot mai aproape de clienții săi. Recent, Starnet a deschis larg ușile pentru clienții săi din orașul Druchia. În cadrul oficiului sunt amenajate zone cu Wi-Fi gratuit pentru doritorii de a naviga pe internet. Cei care vor alege serviciile Starnet vor beneficia și de un șir de facilități. Promoție la moment cu 3 luni de abonament cu plată de 1 leu, super viteză, până la 178 de canale. Deschiderea biroului de prestare a serviciilor de internet, televiziune și telefonie fixă este salutabilă și de către autoritățile publice locale. Administrația publică locală salută deschiderea acestei filiale, de fapt ca și fiecare agent economic care vine la noi în oraș cu deschidere de noi locuri de muncă. Agentul economic are un scop pentru ca clienții să fie mulțumiți. Noi, administrația publică locală, ca să aducem servicii de calitate locuitorilor. Și totodată, astăzi a avut loc și deschiderea zonei Wi-Fi în parcul central orășenesc, respectiv locuitorii orașului beneficiază de o zonă Wi-Fi în parcul central orășenesc. Totodată, drochienii se pot bucura de acces la calculatoare cu Wi-Fi gratuit în cadrul centrului de vânzări. Deschiderea oficiului nostru din Drochia face parte din politica noastră de extindere națională. Ne dorim să devenim al doilea operator național de internet. Am ales orașul Drochia pentru a începe această activitate aici, în urma unei colaborări și a unui parteneriat semnat cu doamna primar. Ne dorim ca activitatea noastră de aici să aducă o îmbunătățire la nivelul calității internetului oferit către publicul larg. Cu ocazia acestei deschideri și cu ocazia apariției oficiului din Drochia s-au creat și câteva locuri de muncă pentru orașul dumneavoastră și să sperăm că colaborarea dintre noi va fi una fructuoasă și plină de multiple realizări pentru toate părțile implicate în acest proiect. Oficiul Starnet este situat în centrul orașului Drochia, pe strada Independenței 2, și va activa de la orele 8 până la 17:00 în fiecare zi, de luni până vineri. Victoria Conea, Maxim Belinski, TV Drochia.